Salutare tuturor, eu sunt Xlader și bine v-am găsit la un nou episod de Map Showcase! Înainte să începem acest episod, v-aș ruga să apăsați butonul de like pentru munca mea și sper să putem strânge 2000 sau 3000 de like-uri. Acesta este al treilea episod pe ziua de astăzi, țineți minte, și aș vrea să adopt și eu metoda asta cu 3 episoade pe zi. Deci nu uitați să mă susțineți cât mai mulți, deci dați like cât mai mulți puteți și uitați-vă cât mai mulți și comentați cât mai mulți. Deoarece nu știu sigur dacă voi mai pune 3 episoade pe zi, acesta este doar un experiment să văd cum reacționează oamenii. Deci haideți să-i dăm drumul. Astăzi o să facem map showcase, ca de obicei map showcase-urile mele sunt cu roller coaster, adică cu carusele. Și aici scrie drop, adică aruncă-te. O să sar eu de aici. S-a activat ceva și mi-a dat un minecart. E noapte, nu știu ce se întâmplă. What the fuck? Nu văd nimic. Și am și ceva, dați puțin să mă dau pe survival și să mai iau niște carturi din astea. Pentru că sunt sigur că o să pierd multe. Sau keep inventory. Nu, card. Stați puțin să dau niște carturi. Mapa aceasta am văzut-o acolo pe Planet Minecraft, un site foarte, foarte tare. Minecart. Mai luăm. Atâtea. Ar trebui să ne ajungă astea. Și avem și shaderel, foarte, foarte tare, văd acolo că merge în 20 de frame-uri, nu înțeleg de ce. Și zice urgent. Ce naiba e urgent, mă? Get off of the ship, we are going down. Adică, du-te jos de pe barcă, o să cădem sau ceva de genul. Ceva a bubuit. Aoleu, bubuit ceva. Stați puțin să dau sunetul mai încet. Probabil o să fie tâmpenii de alea. Oh my god, e noapte. Și probabil că singura chestie e să punem minecart-ul aici și să fugim. Wow, uitați cum cad. Ce e asta? Mamă, ce tare. Mamă. Uitați ce priveliște minunată și am căzut de acolo de sus și încep. Oh, ce idee tare. Fiți atenți aici. Asta e una dintre cele mai tari mape de roller coaster. Stați puțin, dau sunetul mai încet, probabil că se aude peste mine. Cele mai tari mape de roller coaster. A câștigat locul 3 la un concurs și iar cădem. Fuck you. Uitați ce mi-a făcut, probabil că am apăsat W și de-aia. Deci hai să continuăm. Și jos acolo se desfășoară o mică poveste. Pleacă-mă de aici că avem treabă. Please, what is this? Let me go. Enough. O să faci cum o să spun eu, oror să mori. Ok, I'm sorry. Please don't hurt me. Nu știu dacă se traduc astea în engleză sau nu. Din engleză sau nu, puteți să spuneți în comentarii. Mulți nu știu engleza, dar de ce se zice eu să le traduc, dar a zis cineva să nu mai traduc. Deci nu mai traducem povestea nu prea interesantă. Pentru că în engleză, dacă era română, era mai interesantă. Da, și priveliștea aia, mișto, uitați ce copac. Ce tâmpenie să apăs, v-am spus eu că mă trebuie prea multe. Când apăs shift, ce s-a uite, mă? S-a auzit ceva. Ce design. Idee bună și cu treaba asta să pui de-astea. Aha. Sunt tot felul de idei cu caruseli, iar dropăm, ia uitați, foarte frumos. Vilmar hasn't had a meal in... Ce, mă? Mușcăm pe aia, gen. Ce fost aia? Aud acolo. Zici că e o fată violată, what the fuck. Deci e foarte, foarte epic acest roller coaster. Nu mă miră că faptul că a câștigat locul 3. Bine, mai dăm una, dăm și tu una. Go right, fii atent. Trebuie să facem o alegere. Choose wisely, your decision may save your life. Adică să facem o alegere. Ori să mergem spre... Aoleu, stai puțin. Ori să mergem spre stânga. Ori să mergem spre dreapta. Cum cred eu că le-au pus invers, hai să mergem spre stânga. Cred că te duc amândouă drogurile tot la fel. F-
Fucking retards. Bun, stați puțin. Ce n-am eu, mă, că am acces, stai în gură. Uitați, nu-mi dă voie să mă pun în creativ. Și acum trebuie să fac toată harta din nou, nu, dacă vreau să iau la dreapta. Bine, șmecher. M-ai prins. Wow. Mamă, ce asta? Futu-ți minecart-ul. N-ați văzut nimic acolo. Nimic n-ați văzut. Nu se pune. Ce înfricoșător, nu văd nimic. Ce se întâmplă? Ia uite-l, mă. Îl vedeți? Cum picăm? Ce frumos a căzut. Deci nu e damage când cazi cu minecart-ul de... în cer aproape. Nu e damage. Pentru că nu se poate să iei damage, că asta e o nebunie. Ce dragon mișto. E scheletul doar sau cum? Că nu prea înțelege eu. Auză-l, mă, cum faci. Intrăm într-un schelet, într-un cap de dinozaur, fiți atenți. Ai crezut că ai o, ai crezut că ai de ales, nu? Ce-a întâmplat? Oh my god, ce facem aici? Boom! S-a blocat, cred că acolo lipsește un rail sau ceva. Insignificant, cam, ia. Așa și? Și m-a aruncat de lume, în void. Boom! Și acum m-a spawnat în fucking China. Unde sunt acum? Vedeți de ce nu mă lăsa să pun spawn point? Pentru că mă spawnează în fucking China. Oh my god. Eu nu pot să fac nimic. Bun, revin eu cu partea în care o luăm și la dreapta. Să vedem ce e acolo. Poate trecem acest, acest carusel sau roller coaster. Pun mapa din nou și revin. Așteptați-mă, până atunci dați și voi like. Bun, am revenit. De data asta o să luăm în partea... Dați puțin să pun minecart-ul. O să luăm în partea dreaptă și să vedem cum se termină acest roller coaster. Your decision may save your life, yes. Hai să o luăm înspre dreapta acum, să vedem care e treaba. Și sper acum să nu mai mă omoare Void. Sau o să fie un mare troll și o să fac același lucru. Cred eu că... Vedeți că acest roller coaster o ia înapoi. Ce cerc mișto, uitați ce cerc. O să fie un mare troll, am impresia că, vedeți, cred eu că o ia înapoi și se unește cu celălalt. Ia uitați. Ce trăznește. Și că, uite-te în jur, poate să fie ultima ta privire. Haideți să vedem. Foarte șmecher. Și intrăm acum tot în ceva negru. Și în același... Același lucru. Deci același. Și acum mă arunci în voi, nu? Wow. Și la dreapta și la stânga. Faci același lucru. Doamne. Deci cam atât și cu acest episod. Ăsta a fost roller coaster-ul. Habar nu am unde e plasat. Pentru că m-a... teleportat în nu știu unde, în fucking China. Ce să zic, dacă mai aveți roller coaster sau ceva sau uite un lucky block, what the fuck? Ce caută lucky block ăsta aici? Nu e nimeni, nimeni, nu e decât un lucky block. Ce o fi în el? Oare ce, ce este în acest lucky block? O undiță. Bun, cam atât cu acest episod din acest roller coaster nemaipomenit. O să trag de-astea slime-uri, undița. Eu am fost XT, dar nu uitați să apăsați butonul de like pentru, eu uite-l loc, pentru mai multe episoade de Map Showcase, pentru a mă încuraja și etc.
A fost o mapă destul de tare, trebuie să recunosc, oricum oamenii ăștia lucrează foarte mult la ele și trebuie apreciat și ei. Uite mă, trag spre mine, vedeți comodița? Uite, a tras slime-ul ăsta, vedeți, acolo. Baf de lume! Pua!